La mine acolo se săvârșește o mandarină, dar nu sunt mulțumit că la ce ne-a arătat Dami puțin mai devreme, sincer, mi s-a făcut o foame de a-și mânca și un copac, sau dacă nu un copac, măcar un trunchi de copac și o să ne ajute astăzi Florența și Caruș. Bună dimineața! Bine ați re... Da, un pupic aici. Ve... Nit. Așa, trunchi de copac. Bine, v-am găsit. Ăsta fiind un desert, trunchiul de copac, da. Nu? Desigur. Desigur. Păi dacă și cum facem? Să mănânci un copac, Caruș a venit să-ți pregătească un trunchi de copac. Dar înțeleg, să vedem o să dacă și poți să-l... O să și scriem pe el. Aici da. E ceva o să interesant. Și scriem ceva interesant pe el. Ce și scriem, Florența, pe? Vă dau așa un mic indiciu. Cred că o să folosesc cam 2000 de ingrediente, dar de ce? 2000? Scriem 2000 pe el? Scriem 2000 pentru că astăzi este... ziua în care... vorbește lumea, împlinește 2000 de ediții! 2000 de ediții! Wow! Ce nebunie! Și cu ocazia asta ne mulțumim tuturor celor care fac parte din familia extinsă Vorbește Lumea și care au dus proiectul ăsta la 2000 de ediții. Când a început proiectul ăsta, nu cred că se gândea nimeni că o să ajungă la 2000 de ediții. Iată-ne aici! Eu vreau să fac ceva cu 10.000 de ingrediente. Da, hai să facem ceva cu 20.000 la un moment dat. Sau dar cu 20.000. Momentan astăzi, ce ingrediente ne trebuie pentru tu? Momentan, de ce avem nevoie, Caruș, pentru ingrediente? Avem nevoie de o foaie de ruladă, da? Da. Iar Caruș o să pregătească o cremă. Din ce pregătești crema? Din ciocolată și... mascarpone. Mascarpone, te-ai blocat, mascarpone, da? Mascarpone, n-are mie, lasă. Haide. Ia. Haide, uite aici. O torneu. Așa. Atât ajunge. O să pregătim o cremă simplă, pentru că toată lumea o să fie cu pregătiri, cu sarmale, cu toate cele pentru sărbători zilele acestea, pentru Crăciun. Am zis să pregătim o cremă foarte simplu de făcut, cu mascarpone, ciocolată, o foaie de ruladă din ouă, zahăr și făină, la 9 ouă, 9 linguri de zahăr, 9 de făină. O facem mai groasă, o coacem pe o hârtie cerată și apoi o să punem în această cremă, o să rulăm, o să punem crema pe care o pregătește Caruș, cu dulceață de portocale, doar ce am făcut-o aseară. Dulceață de portocale. Ia uite-o cum e, știi cum e? Abia aștept. Un hai deliciu. Să facem trunchiul de copac cu Caruș și cu Florența astăzi la Vorbește Lumea, în bucătărie aici, în partea cealaltă a platoului, pentru că este vineri, să dansăm. Florența și Caruș lucrează la trunchiul de copac. La trunchiul de copac. Ce am făcut, Caruș? Spune repede. Ia zi, Caruș. A tras aer în piept întâi. Hai. Așa. Am rulat rulada noastră, da, făcută dintr-o bucată de ruladă și am pus o cremă făcută din zahăr, da, făcută din lămâie, zahăr, cu mascarpone și ciocolată. Apoi am pus-o, am tins-o aici. Am tăiat-o aici, eu așa, ăsta-i secret. Am tins-o aici. Da. Apoi am pus puțină dulceață de portocale. Portocale, am văzut. Și apoi am rulat cu hârtie cerată. Așa. Am și înțeles. Apoi am tăiat și cu forma asta. Acum o să decorăm cu această cremă. Păi facem scoarța. Haide, da, fă scoarța, apucă-te. Bine. Trunchiul de copac este ca în... ca să vă arătăm secretul. Eu deja am făcut pe acesta, l-am îmbrăcat în mascarpone, da? Și cu o racletă așa am făcut scoarța de copac. Aha, am făcut unul alb, care o să pregătească unul maro, după cum vedeți. Ăsta al meu e plin de zăpadă, știți? Noi vrem să vedem la final cum iese treaba și mai ales ce gustare. Dacă o furculiță. Da, ne descurcăm că suntem creativi. Revenim în bucătărie puțin mai târziu. În bucătăria Vorbește Lumea, Florența și Caruș au terminat fiecare trunchiul. Cu trunchiul ei, nu? Da, sau da, mai bine zis fiecare cu trunchiul ei, da, că văd că avem două. Normal, avem două. Caruș l-a terminat pe acela cu mus, da, da? Și eu l-am terminat pe acesta pe care o să scriu 2, 0, 0 și 0, pentru că astăzi sunt 2000 de ediții de Vorbește Lumea, incredibil. Da. Caruș, îți place? Ești mulțumită de decorul tău? Sunt foarte mulțumită și sperăm că o să lucrați și voi acasă și să decorați la fel de frumos ca să vină moșul la voi. Ce frumos ai zis! Trunchi de copac. Trunchi de așa copac. Se numește. Alu Caruș e plin de ciocolată, după cum știți. Al meu mai light, așa. Încă o dată, ce ne trebuie ca să facem un trunchi de copac acasă? Ce trebuie, Caruș? O ruladă. Da. O cremă făcută din mascarpone, zahăr, lămâie și ciocolată. Mai avem nevoie de niște dulceață de portocale, vedeți? Am văzut? Așa. Apoi rulați rulada, da, cu hârtie cerată. Am văzut, da. Și apoi rugați un adult să taie
Cu cuțitul. Cu cuțitul. Da, 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 pentru că foarte bine zis. Dar, bravo, dar, Caruj, nu, așa dar e. Nu drept. Nu drept, un pic înclinat. Un pic înclinat așa. Ai văzut că a tras cu ochiul? Da, eu cred că Bogdan o să pregătească și el acasă. Da, eu cred că pui presiune prea multă pe mine, Florența. Cred că tocmai m-ai obligat cumva să o fac. Dar nu, cu plăcere încerc să trăiesc. Uite, ți-a spus Caruș de atâtea ori încât trebuie să o și faci. La un moment dat trebuie să mă și apuc de treabă. Nu? Foarte frumos arată, apoi, să știți. Apoi, da, pui aici crema care o vrei, dar trebuie să acopere toată suprafața, știi? Și apoi, dacă ai ceva... O racletă din aceea cu zimți, dacă nu, o furculiță. Da, da, da. Trasezi niște linii aici și în mijloc... faci tu un cerc. Un nod. Da. Știi? Apoi decorezi frumos și... Și la un moment dat mai și mănânci. Da. Ceea ce urmează să facem noi aici în bucătărie. Da. Mulțumim frumos mie, pentru... Mie milă să-l tai, te las pe tine să-l tai. Și mie. Mă apuc imediat, dar mie și mie, nu știu dacă să stric așa frumusețe. Puțin, da. Vă mulțumim din suflet. Și eu vă mulțumesc și să fiți la fel de fericiți și iubiți de toată lumea. Cum ați fost astea 2000 de ediții. Mulțumim mult, mulțumim din suflet. Crăciun fericit. Mulțumim. Că Crăciun fericit. După Crăciun. Da, Crăciun fericit. Crăciun fericit. Tuturor. Mulțumim, mulțumim. Crăciun fericit. Pa, pa. Hai să mâncăm.